Jurnalul Orei 15. Bună ziua! Întâlnirea de la primăria Crevedia dintre localnicii afectați de explozie și reprezentanții companiei care deține stația GPL s-a transformat într-un adevărat circ. Pe lângă faptul că patronii firmei au renunțat să mai vină și și-au trimis doar avocații, primarul a încercat ca de obicei să se ascundă de ochii presei și a vrut să blocheze accesul jurnaliștilor la întâlnire. A avut parte însă de o surpriză. În mijlocul scandalului și-a făcut apariția senatorul Diana Șoșoacă, care a simțit miros de profit electoral. Iar circul a fost total. Nu, sunt emotiv, n-am de ce. Da? Uitați-vă frumos, la ce circ, la ce circ participăm acum? Spuneți că e circ? Nu vă e bine să dumneavoastră. Vă rugăm frumos să ascultați pe domnul avocat. La mine nu ridicați vocea, că vă garantez. Păi eu nu, vă garantez că dacă vă ridic eu vocea, ieșiți afară. Păi doamnă, n-a să mai cu vocea mare mereu. Cornel Chitucea e la fața locului, a urmărit acest schimb de replici. Te ascultăm, Cornel. Bine, te-am regăsit, Andreea. Bun găsit, doamnelor și domnilor. Ne aflăm pe drumul principal Crevedia. În aceste momente, avocatul care reprezintă pe Ionuț Doldurea a plecat teren pentru a vedea pagubele pe care le au fiecare om în parte, dar e de precizat că nu a mai venit și primarul, probabil că a fost intimidat de presă pentru că spunea Florin Petre că își dorește să vină aici cu avocatul, împreună cu acesta să vorbească cu oamenii. La primărie a fost un adevărat circ, cum spuneai și tu, a fost ținută ușa primarului, primarul chiar dacă a spus inițial că și-ar dori să intre și presa, s-a răzgândit între timp, văzând foarte mulți jurnaliști și multe camere, și-a luat decizia de a pune un om din interiorul biroului să țină practic ușa pentru ca noi să nu intrăm. Totul a degenerat când a ajuns și senatoarea Diana Iovanovici Șoșoacă, care s-a năpustit asupra persoanei care ținea ușa din spate și a reușit să intre în sala respectivă, care e de fapt biroul primarului, iar ulterior am reușit să intrăm și noi. Nu s-a putut purta un dialog foarte coerent între avocați, primari și presă, pentru că Diana Iovanovici Șoșoacă a luat de multe ori cuvântul și nu a reușit să țină cu adevărat această conversație așa cum ar fi trebuit să fie ținută. Pe de altă parte, avocatul a spus că a venit cu un formular care nu trebuie semnat și are obiectivul de a vedea concret care sunt pagubele în fiecare caz. În aceste momente e cu acele formulare în spatele meu, se îndreaptă către curțile afectate. Noi rămânem aici în Crevedia pentru a vedea ce va spune concret, pentru că sunt foarte mulți oameni care au venit la primărie pentru a vorbi cu reprezentanții lui Ionuț Doldurea, însă nu a reușit să ia legătura nici măcar un om cu acest avocat, pentru că a ieșit, vă spuneam, un adevărat circ. Rămâneți cu noi, ne îndreptăm și noi, echipa B1 TV, acolo să vedem concret ce va sesiza avocatul, pentru că era vorba de doi reprezentanți, văd că a rămas doar unul care se deplasează în aceste momente pe drumul din Crevedia. De ce dumneavoastră faceți înțelegeri cu această firmă când oamenii m-au solicitat să fiu prezentă pentru a negocia în numele lor? Pentru ce, domnule primar, nu ați permis presei să fie prezent aici? Pentru ce tot timpul trebuie să vin eu, astfel încât presa să asiste la așa ceva? Când se încearcă foarte clar mușamalizarea. Știm foarte bine ce a fost aici. Vă rog frumos! Noi pe voi nu v-am văzut. Eu de marți tip într-una. Să vă vedem, să ne ajutați, să faceți ceea ce faceți. Pe mine cine mă ajută acum? Și vin în cer, că am nevoie. Dă un Pampers. Am nevoie de câte n-am nevoie în casa aia. Intenția noastră este așa. De a acoperi absolut toate pagubele suferite de oameni. Aceasta însemnând de la orice stricăciun cauzate imobilelor, până inclusiv la animale și inclusiv, bineînțeles, la orice bunuri de prin case.